Un grup de vârstnici de la Căminul de Bătrâni, Sfinții Împărați Constantin și Elena Bucium din Iași, au beneficiat astăzi de un pelerinaj gratuit. Pentru câteva ceasuri, oamenii au poposit în incinta Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Aici s-au închinat la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, la raclele ce adăpostesc fragmente din moaștele mai multor sfinți ai bisericii și s-au bucurat de frumusețea parcului așezământului monastic. Prin grija arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, bunicii au primit o masă caldă. Mai întâi s-a oficiat un trisaghion pentru ctitorii așezării monahale din Dealul Mare. Monahi da maschi visare monahi che mi ha fatto il mio Lucian Gheorghe Vasile Parascheva cu tot neamul lor ce l-a dormit. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Într-o atmosferă plină de pace și de bucurie, oamenii au mâncat împreună hrana pregătită de firma de catering Ana Irina din Iași. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a exprimat bucuria pentru că s-a reîntâlnit cu beneficiarii Căminului Sfinții Împărați Constantin și Elena după o perioadă de restricții. Este o mare bucurie pentru bătrânii de la Zilul din Bucium, care, vă închipuiți, și noi am trecut prin această grea încercare, să spunem, acest an al pandemiei, unde sărmanii n-au putut să iasă nicăieri. Este o mare bucurie duhovnicească, văzând chipurile luminate și cât de zâmbitori și de mulțumiți au fost, că într-adevăr au avut această șansă să ajungă în Dealul Mare, să se închine atât la Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni și oferind această masă, le-am adus o mică bucurie în viața lor. Stând atât timp acolo, au nevoie cei săraci să iasă la o zi de aceasta care au avut parte astăzi. Această mare bucurie duhovnicească pentru toți cei care au venit astăzi. Da, într-adevăr, au fost foarte mulțumiți sufletește, le-am oferit o cruciuliță, o carte, o iconiță cu icoana Făcătoare de Minuni, dar bucuria mea a fost că i-am revăzut, fiindcă noi am fost și am cercetat și acolo, la azil, dar după un an de zile, vă închipuiți câtă bucurie au avut ei să viziteze, să aibă acest pelerinaj spre Mănăstirea Hadâmbu. Numele Căminului de Bătrân din Bucium, la finalul Agapei Frățești, Părintele Misionar de Caritate, Florin Munteanu, a adresat mulțumiri gazdelor pentru gestul frumos de a oferi un prânz. Mulțumim frumos pentru dragostea Sfinției voastre, preacuvioase, Părinte Stareț Puț. Vă mulțumim pentru bucuria de a ne găzdui în această zi minunată și noi, după o perioadă destul de îndelungată, am ieșit în lume, să zicem așa, pentru că știm cu toți, am trecut printr-o perioadă mai delicată și încă nu s-a terminat, dar nădăjdim în harul bunului Dumnezeu că vom reuși cu darul Lui să ieșim din această grea încercare. Încă o dată, mulțumirea noastră și a conducerii căminului nostru, Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bucium, vă adresăm bucuria noastră că ne-ați primit în rândul dumneavoastră și ne-ați bucurat inima. Așa. Am venit cu bunăvoința domnului Bârlădeanu, a familiei Bârlădeanu și Eurovoiaj, care tot timpul sunt prietenii noștri, împreună cu doamna Odet, colega noastră, care sigur ne ajută în această lucrare. Psihopedagogul Căminului Sfinții Împărați Constantin și Elena Odeta Cârneci a menționat că pelerinajul, organizat cu sprijinul firmei Eurovoiaj, este benefic pentru bătrânii după ce au fost nevoiți să stea vreme îndelungată în izolare. Am primit o masă mai mult decât festivă. Bunicii sunt extrem de încântați, ne-a ținut cu noi, dacă ieri a plouat, astăzi avem un soare, parcă intenționat pentru noi a apărut. O masă mai mult decât festivă, bunicii sunt atât de încântați, masa a fost mai mult decât copioasă, bunicii au primit mici cadouri și acasă.
au primit câte o iconiță de care să-și amintească. Da, a fost frumos și așa toate nemaipomenite și masa și primirea asta. Nu știu, o spate așa în fiecare zi. Nu am cuvinte să spun. Enorm de mult m-am simțit enorm. După atâtea mari, după atâtea mari de timp care n-am putut să ieșim, să ieșim. Enorm. Oh, Doamne, mare-i Dumnezeu, mare-i Dumnezeu. Ne-a ajutat Dumnezeu să ne închinăm, să ne închinăm, să ne bucurăm, să ne bucurăm de toate cele bune, Doamne. La final, Părintele Stareț Nicodim Gheorghiță a oferit Părintului Florin Munteanu o icoană cu Maica Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu pentru a fi așezată în paraclisul căminului. În același timp, pelerinii au primit cruciulițe, iconițe și cărți în numele Maicii Domnului și spre slava lui Dumnezeu.